Alertă într-un cartier al orașului Drobeta-Turnu Severin după ce câteva sute de grame de mercur au fost descoperite pe un trotuar și la intrarea în scara unui bloc. Substanța a stat acolo ore în șir. Au trecut peste ea zeci, poate chiar sute de oameni, iar un copil chiar s-a jucat în ea fără să știe la ce pericol se expune. Autoritățile au izolat zona și au încercat să înlăture pericolul, ridicând substanța cu ajutorul unor echipamente speciale. O femeie a văzut un copil jucându-se în mercur imediat după ora prânzului. Băiatul ar fi făcut o groapă să-l strângă, iar femeia l-a văzut și l-a alungat. Ce-ar fi bine să aflăm cine a făcut acest dezastru și cine a fost acel copil, să anunțăm părinții, să-l ducă la doctor, să-l investigheze. La locul intervenției au venit polițiștii și pompierii. Primii au izolat zona, apoi pompierii militari au trecut la prelevarea mercurului, în urma căruia au descoperit o cantitate de 300 de grame. Atașamentul de pompieri, Drobeta-Turnu Severin, a intervenit pentru a preleva și a asigura măsuri PSI la o substanță periculoasă, circa 300 de grame, care a fost răspândită pe trotuar pe bulevardul Spraimiei Viteazu. Mercurul este o substanță extrem de toxică. Prin inhalare, contact cu pielea sau înghițire din alimente, afectează grav sistemul nervos, cel respirator, pielea și organele interne. Substanța este interzisă în România, iar cei care fac trafic riscă să ajungă după gratii. De aceea, polițiștii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a ajuns mercurul în mijlocul străzii.